Premierul Marcel Ciolacu îi cere demisia președintelui Comisiei pentru Controlul SRI din Parlament. Liderul PSD îl acuză pe Ioan Chirteș că a tras un serviciu român de informații în campania electorală, după ce liberalul a declarat că există acuzații și dovezi clare că George Simion a avut întâlniri cu spioni ruși. Șeful Comisiei SRI, dânsul, crezând că este inteligent, într-o campanie electorală, a spus o gogomanie cât el de mare, el reprezentând un Parlamentul României și fiind președintele unei comisii de control, el s-a transformat ca acele informații le are de la Serviciul Român de Informații. Ca să vedeți gravitatea, a tras un serviciu Român de Informații, un serviciu de inteligență, l-a atras în campanie electorală, lucru total nepermis într-un stat democratic. Pentru că așa i s-a părut că inteligent și așa a crezut el că va câștiga alegeri. În punctul meu de vedere, colegul meu, domnul deputat, ar trebui de urgență să-și dea demisia, fiindcă îl depășește funcția și pălăria de președinte a unei comisii de control a Serviciului Român de Informații. Mai ales că a adus în discuție, în campania electorală, și o suspiciune că un serviciu secret deține anumite informații pe care, pe urmă, să le folosească cumva la șantaj împotriva unui candidat la funcția de președinte a României.